Sunt Ștefana și urmăriți The Pretty Blossoms. A venit din nou vremea pentru favoritele lunii și astăzi avem destul de multe lucruri despre care ar trebui să vorbim, dar m-am hotărât cumva astăzi să începem cu cele random, așa că vom începe fix invers față de până acum. Și primul lucru pe care vreau să-l menționez este site-ul booksexpress.com, de unde am comandat eu câteva cărți și un cadou pentru Andrei, iar oamenii sunt foarte, foarte și săritori și de treabă și, nu știu, împachetează foarte frumos pachetele. Per total, toată experiența mea cu ei a fost de nota 10, chiar nu am de ce să mă plâng. Au multe chestii pe care nu le găsim pe alte site-uri. Eu mi-am comandat 3 cărți, nu, mi-am comandat 2 cărți și cadou pentru Andrei, doar că ei mi-au trimis 3 cărți pentru că mi-au mai pus eu o carte cadou acolo, pentru care le și mulțumesc. Dar ce pot să zic, este un site chiar de încredere și o să continui să comand cărți de la ei de acum înainte. La capitolul filme și seriale, aș vrea să menționez Why Him. E un film pe care l-a ales recent Andrei să-l vedem într-o seară când ne plictiseam și e o comedie cu James Franco care, nu știu, mi-a lăsat așa un... care cuvântul? Mi-a lăsat o stare de bine, să spunem. Pentru că e cumva despre stereotipurile pe care le avem și combate preconcepțiile astea, că nu poți să judeci un om după cum arată doar. Și, nu știu, mi s-a părut drăguț, este și despre relații. E o comedie ușoară, nu e un film la care trebuie să stai să fii foarte atent, dar e drăguț de văzut într-o duminică seara. De asemenea, aș vrea să menționez un canal care mi se pare foarte, foarte, foarte underrated. Este vorba despre canalul Danei, Cetățeanul Turmentat. Și dacă nu știți canalul, trebuie neapărat să-i faceți o vizită, o să-i lase linkul în descriere. Este un canal de vlogging despre chestii diverse, nu este de beauty. Pur și simplu vorbește despre toate frustrările din viața ei sau chestii random peste care dăm viața de zi cu zi. Ideea e că are un stil aparte, tipa asta de a povesti, și îmi place super mult, are un umor fix pe genul meu. Și eu și Denisa suntem mare fane. Și partea cea mai tare este că a ajuns în finală la Next Big Vlogger, așa că îi ținem pumnii să câștige pentru că merită. Iar acum trecem la capitolul frumusețe, unde o să încep cu pensula de la Sephora, pe care ați văzut-o în favoritele Sephora. Dacă n-ați văzut clipul, o să-i lăsăm pe aici un link. Este vorba de pensula pentru pudră din gama Pro, care este imensă și foarte, foarte, foarte pufoasă, plus care această protecție, așa că merge și luată în călătorii foarte ușor. Îmi fac griji de obicei pentru pensulele de mărimea astea, pentru că nu intră niciun pouch de pensule pe care eu l-am, așa că e cam greu cu călătoritul, dar asta are protecția aici, ceea ce e mai bine. Și aplică divin pudra, mai ales că, nu știu, se simte și ca un mic răsfăț fiind atât de moale pe ten și e o mare, mare plăcere să întind pudra cu ea. Încă un lucru favorit este acest tratament Evelyn 8-in-1. L-am tot văzut recomandat pe la fete și, după cum știți, eu am probleme cu unghiile în sensul că mi se exfoliază foarte tare, mi se rup ușor, nu pot să le țin lungi decât dacă am semi pe ele. Altfel, mi se rup, îmi sare oja oricum cam la 2 zile și am zis să-i dau o șansă. L-am comandat de pe Aoro și îl folosesc de, cred că o săptămână și deja unghiile mele încep să arate altfel și să nu se mai rupă. Dar nu vreau să mai agura pe dinainte, așa că o să continui să-l folosesc. Vreau o lună de zile, practic toată luna mai, să nu folosesc deloc ojă și să folosesc doar acest tratament așa cum scrie în carticica lui și să vedem dacă apar efecte și eu sper să apară, dar vă țin la curent. Până să mă apuc de acest tratament, am folosit aproape non-stop ojă de la Sephora. Sunt pe viață îndrăgostită de ea, mi se pare culoarea demențială și nu știu, mă face să mă gândesc doar la mare. Ah, se aud vecini cu chei, cu ușa, am crezut că a venit Andrei acasă, dar nu, n-a venit. După cum ziceam, culoarea mă face să mă gândesc la mare, la vară și este foarte, foarte veselă. Pe unghii momentan nu o să mai port, după cum ziceam, nimic toată luna, dar o port chiar acum la picioare și mă face foarte fericită și cum termin tratamentul o să revin cu siguranță la ea. La capitolul machiaj am început să folosesc tot mai des eyelinere colorate pentru că mi se pare că înveselesc așa orice machiaj și îl fac cumva să iasă în evidență. Iar eu aici am selectat 4 pentru voi, deși am mai multe, dar să zicem că astea sunt favoritele mele și cele pe care le folosesc cel mai des. De departe, cel mai bun este Aqualiner de la Makeup Forever. Ăsta este și ceva mai vechi ce-i drept, dar el, culmea, încă este super, super bun și cred că vedeți și cât de pigmentat este. Are
o pensulă care e făcută dintr-un fel de burete foarte, foarte subțire. Nu este deloc greu de aplicat. Are sclipici în el, deci nu e mat, dar se vede foarte tare, iar culoarea asta turcoaz parcă merge la fix cu oja de la Sephora. Și, să zicem, dezavantajul acestui eyeliner ar fi că se demanchează foarte greu, dar foarte greu, în sensul că dai câteva straturi de demachiant ca să-l dai jos și tot rămâne o umbră verde pe ochi, ceea ce nu e foarte bine. Adică pătează pielea, dar rezistă foarte bine, este waterproof, l-am testat sub apă, nu se duce. Puteți să vă machiați vara când e foarte cald și transpirați fără griji cu el pentru că va rezista. Celălalt este tot de la Makeup Forever, dar este dintr-o altă gamă, Aqua XL Ink Liner și nuanța este 40, L40, am uitat să zic, cel verde este nuanța 4. Acesta galben nu este chiar la fel de pigmentat, tot pigmentat este, dar de obicei mai revin cu un strat peste ca să fiu sigură. În schimb este la fel de rezistent, nu pătează, cel puțin culoarea asta nu pătează pielea, dar rezistă foarte, foarte bine. Nu l-am încercat sub apă, că nu am avut ocazia până acum, dar în purtatul așa de zi cu zi și-a făcut treaba excelent. Și este ceva mai lichid decât cel Aqua Classic. Mai am unul de la Pupa, care se numește Definition Liner Vamp și nuanța este... Pe acesta nu scrie nicio nuanță, deci posibil să fie unul singur într-o singură nuanță sau să fie 002, scrie ceva de acolo foarte random și micuț, nu știu sigur. Acesta are, la fel ca cel de la Makeup Forever, un burețel foarte micuț. Acesta este un roz aprins, după cum se vede. Aplicarea este la fel de ușoară, doar că acesta trebuie agitat înainte. Și mi se pare că la capitolul rezistență stau cam la fel. La capitolul opacitate stau la fel, nu știu, n-am de ce să mă plâng, este un eyeliner super bun. Și cel de-al patrulea este de la Tease, acesta se găsește doar în cutiile Pick and Dazzle și nuanța este Cyan Energy. Acesta are pensula diferită față de celelalte, este făcută din câteva firișoare așa subțirele, dar câteodată poate fi puțin greu de mânuit, să spunem. Și nuanța este foarte pigmentată și aici, după cum se vede, am făcut o dungă mai subțire cu asta, dar... O să insist ca să vedeți mai bine, cam așa arată. Și ador culoarea asta, întotdeauna mi-am dorit un eyeliner albastru intens și ăsta mi se pare că e perfect. Și, nu știu, per total, astea sunt cele patru culori care o să-mi facă mie vara fericită, mai ales că nu o să mă rezum doar la o codiță de tuș, ci o să-mi fac și tot felul de modele pe față, după cum ați văzut și în alte clipuri de ale mele. Îmi place să fac modele și astea sunt culorile veri, să spunem. Următoarele produse despre care discutăm sunt de skincare, sunt de la The Ordinary și mi-am schimbat foarte mult rutina cu ele, nu știu, mi se pare că au făcut o diferență foarte mare și cred că asta înseamnă că va urma un videoclip cu rutina mea de îngrijire a tenului sau poate două chiar, unul de dimineață și unul de seară, nu știu, mă mai gândesc, dar o să vă vorbesc pe scurt acum de produse. Am o cremă hidratantă, se numește Natural Moisturizing Factors. Se numește Natural Moisturizing Factors și nu este deloc grasă, mi se pare ideală pentru tenul meu. O folosesc în tandem cu aceste serumuri despre care vorbim imediat și cred că o să se termine destul de repede, din păcate, pentru că nu este mult, are 30 de mililitri, dar sigur o recumpăr când o să o aduc în stoc la farmacia Tei. Și apropo, eu de acolo le-am luat pentru că au cele mai bune prețuri și vin și foarte repede produsele prin curier. Iar celelalte două sunt niște serumuri, unul este acidul hialuronic. Îl folosesc înainte de crema respectivă și îl aplic pur și simplu pe ten după ce m-am spălat pe față, ori seara, ori dimineața. Iar celălalt este niacinamid de 10% plus zinc, care, din câte știu, este foarte bun pentru tenul gras și mixt. De obicei alternez între cele două. Ori folosesc hialuronic peste care vin cu crema hidratantă, ori niacinamide peste care vin cu crema hidratantă sau, dacă simt că este destul de hidratat tenul meu, pentru că nu o folosesc chiar în fiecare zi pe cea hidratantă, revin cu crema de SPF deasupra. Cam asta ar fi rutina mea așa pe scurt, dar o să discutăm detaliat altă dată și cam astea ar fi favoritele lunii aprilie. Așa că mulțumesc mult de tot că ați vizionat acest clip și nu uitați să-i dați un thumbs up dacă v-a plăcut, să vă abonați la canalul meu și dacă vreți să primiți notificări, dați click și pe acel clopoțel micuț de acolo. Și o să postez, adică o să postez, oricum fac asta, postez un clip nou în fiecare luni și în fiecare vineri. De obicei, lunea vine vlogul săptămânal 7 zile, dar câteodată se întâmplă să mai încurc zilele sau să amân puțin, dar cam așa o să rămână programul. În orice caz, ne vedem sigur în fiecare luni și în fiecare vineri. Vă pup! Pa!